Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politică de securitate, Federica Mogherini, menționează că Uniunea Europeană acordă o importanță deosebită organizării unor alegeri parlamentare corecte, transparente și libere în Republica Moldova. Declarația a fost făcută într-o conferință de presă susținută alături de ministrul român de externe, Teodor Melișcanu. Potrivit lui Mogherini, Uniunea Europeană și nu doar Uniunea Europeană, fie că este vorba despre organizațiile partenere, Consiliul Europei sau OSCE, subliniază importanța absolută pe care o acordăm organizării de alegeri libere, corecte și transparente. Aceasta este busola noastră și despre aceasta discutăm constant cu partenerii noștri, nu doar din estul Europei, ci de peste tot în lume. Nu intru acum în prea multe detalii despre situația politică din Moldova, pentru că regula noastră de aur, mai ales când este vorba despre parteneriatul estic, este că noi discutăm cu țările, cu populația acestor țări, cu instituțiile acestor state. Nu este rolul Uniunii Europene să aibă un cuvânt de spus în legătură cu situația politică din țară sau cu partidele politice din alte țări, a declarat Federica Mogherini. La rândul său, Teodor Melișcanu a afirmat că i-a comunicat prim-ministrului Pavel Filip că există o linie roșie care nu poate fi depășită nici de către România, nici de alte state membre ale Uniunii Europene. Acum 2 săptămâni am făcut o vizită la Chișinău, ocazie cu care, printre multe altele, când am discutat cu domnul prim-ministru, am spus foarte clar că pentru România, dar nu numai pentru România, pentru țările Uniunii Europene, există o linie roșie care nu poate fi depășită și aceasta este legată de organizarea corectă, democratică și eficientă a alegerilor în Republica Moldova. Am spus foarte clar că este un test esențial de care depinde în continuare relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Este un mesaj foarte clar pe care l-am dat, a declarat Teodor Melișcanu în contextul alegerilor parlamentare din Republica Moldova din 24 februarie.